Eu m-am prezentat în dorința de a, eu știu, de a continua un tur de campionat din punctul meu de vedere pozitiv, în care echipa noastră are șanse foarte, foarte mari. Sigur, sunt alți oameni care decid soarta echipei. Dar după cum vedeți, deocamdată sau cel puțin la mine suntem foarte puțini. Ce rol vă asumați în continuare? Ce se întâmplă? Patronul spune că ați fost însărcinat să vă ocupați aici, că vă asumați toată... Sau că și-ar dori să fiți. Nu are nicio legătură una cu cealaltă. Că și-ar dori, că aș vrea să fiu implicat. Deocamdată nu este, sunt decât, cum am spus, un susținător, un domnul primar, acum câteva luni m-a investit ca, eu știu, să susțin echipa, să văd ce se petrece aici, dar numai cu aceasta nu se poate. Ceea ce am discutat cu domnul Rufă este foarte clar, a fost o discuție privată la București acum câteva zile, dar până să se concretizeze ceva sau să fie ceva concret, mai trebuie să treacă. Deci nu veniți pe banca tehnică așa cum s-a speculat în presă. Încă o dată a fost o discuție privată cu domnul Cătălin Rufă, care mă surprinde faptul că a ieșit în presă. Noi am discutat ceva și am discutat foarte multe lucruri pe care mi-am dorit la echipă, dar chiar nu înțeleg de ce trebuie să ies în presă. Dacă vă susține și Consiliul Local și Consiliul Județean, echipa s-ar schimba ceva? Echipa are nevoie de susținere. Am spus-o tot timpul. Și din partea sponsorului principal, patronului, domnul Rufă, domnul primar, orice om cu bune intenții este bine primit, fiindcă eu cred că echipa a demonstrat în acest tur de campionat că are potențial, dar trebuie susținut. Care e planul de bătaie în continuare? Am văzut jucători, vin, pleacă... Deocamdată nu este nimic, eu știu, nu este nimic definitiv și... Așteptăm, aștept și eu mai mult că o lume în viitor. Conturi blocate? Nu, asta sunt lucruri care nu se discută în momentul de față. Am venit aici ca să întâlnim băieții după o vacanță, eu știu, bună sau mai puțin bună a fiecăruia, să le spunem sau să le transmitem că trebuie să pregătească și sunt convins că munca lor, dacă o face serios, se va vedea la sfârșitul campionatului. Știm pe ce lot, ne bazăm în continuare, sunt jucători care ar putea să vină... Deocamdată nu știm, nu pot să vă spun nimic, aproape mâine sau apoi mâine vom face o conferință de presă, dacă este... Și cred că ar fi normal să mai vă spunem mai mult. Nu se pot așeza la aceeași masă domnul primar, nu domnul știu, Rufă? Nu sunt mediator, sunt doi acționari majoritari, patronul și cu domnul primar, cu Consiliul Local. Dân și decid ce va fi în viitor.